găsit, Moldova! Petru Văsilă vă spune cele bune de la Iași și invitatul meu de la această oră, domnul profesor universitar dr. Doru Tompea, rectorul Universității Petre Andrei. Domnule profesor! Domnul Văsilă, mă bucur că vă revăd. O temă chiar, grea astăzi. Chiar într-o zi de duminică. O temă foarte grea astăzi. E ceai, dar avem apă plată. Tema pe care o propunem în cadrul universitar, așa cum ne-am obișnuit câțiva ani încoa, adevărul despre atacurile imobiliare asupra UPA din Iași. E o temă grea pe care, dacă aveți curaj să o comentați, spun asta la modul de a vă arunca mănușa. Comentez orice. Eu sunt un om care mi-am asumat întotdeauna expunerile și poziționările în spațiu public, cu atât mai mult cu cât este vorba de proiectul fundamental al vieții mele și nu numai al vieții mele, al colegilor mei, au o mână de oameni care am înființat, am fondat Universitatea Petre Andrei din Iași în jurul profesorului Petru P. Andrei. Am și un testament, o moștenire instituțională, nu numai spirituală, și cu atât mai mult cu cât, după cum se vede în peisajul academic național, au rămas foarte puține universități private. Acum, între paranteze fie spus, 37 câte erau acreditate private, ca multe, la nevoile României. Și vara aceasta am asistat, în sfârșit, zic eu, un lucru foarte bun din partea Ministerului de Resort. S-a făcut un pic curățenie și s-a ventilat un pic sistemul național prin scoaterea în afară a legii acelor programe care fie nu au piață, fie nu au resurse umane. Deci, una peste alta, nu îndeplinesc standardele minime de calitate. Noi nu suntem afectați, dimpotrivă, după toată această ventilare din sistemul învățământului de stat, dar mai ales privat, Universitatea Petre Andrei din Iași a rămas singura universitate privată de forță, de anvergură și patrimonială, dar și ca număr de studenți și ca programe acreditate, toate cu grad de încredere și universitate în ansamblu ei, care funcționează pe piață. Problema care se pare că deranjează pe multă lume este anduranța și forța noastră de a rezista pe o piață care a fost periodic bulversată, fie de lipsa standardelor și a fost agresiv ocupată ani de zile de buticuri academice, de fabrici de diplomă, cu tolerarea din partea autorităților de resort a acestei inflații de entități academice. Bun, dar anul s-au închis, am înțeles, s-au închis. Deja toate. S-au închis, nu toate, dar unele s-au sufocat singure, au cerut închiderea, altele au trecut în monitorizare specială, deci în pragul închiderii. Acum, dincolo de lucrul acesta, este și foarte greu să reziști pe piață, pentru că după 2007, când am intrat în spațiul Uniunii Europene, inclusiv sub sistemul educațional, mai ales în ultimii ani, când s-a elaborat noua lege educației, o lege europeană în fondul, pe fondul ei, legea 1 pe 2001, standardele învățământului superior, inclusiv acelui privat, sunt foarte ridicate și exigente. Noi am solicitat în 2010 ARACIS și Ministerul Educației să fim evaluați, reevaluați, așa cum prevede legea la 5 ani, trecuseră 2 ani în plus. Riscam 2009, când am preluat rectoratul, să fim puși în afara legii, chiar în baza unei hotărâri de guvern 749 din iunie 2009. Trei universități, Petre Andrei, Spirul Hareț și Apolon, erau somate să revină la legalitate. Ne-am mișcat foarte repede, dar după ce am făcut reevaluările 2009-10, am constatat că ne lipsește un lucru fundamental pentru a funcționa pe piață așa cum doream noi, dintotdeauna pe standarde de calitate. Adică reevaluarea pe aceste standarde noi, europene, a tuturor programelor și a universității în ansamblu. Am mai discutat despre treaba asta, nu vreau să mai insist. Tot anul 2010 am preparat aceste condiții de a ne ridica la înălțimea acestor standarde. Preparativele acestea și condițiile astea au fost în primul rând de logistică, de infrastructură. În aceste condiții am luat niște credite de la o bancă din Turcia și pentru a lichida toate datoriile arieratele la bugetul statului care se adunaseră după un lung și istovitor conflict intern. Și pentru a reînnoi echipamentele și furniturile logistice, în primul rând IT, pentru a face față evaluărilor ARACIS,
pentru că erau sunt niște standarde care presupun aceste lucruri, mai ales pe evaluarea programului de master, și pentru a asigura condițiile sociale funcționării unei universități. Astăzi mai există universități de garsonieră, de apartament. Universitatea trebuie să producă argumente cum că ea are un campus configurat. Pentru și asta a însemnat numi... o investiție. Asta a însemnat alt credit. Pentru a, cămin, adică pentru hotelul. A achiziționa un hotel studies de 3 stele pentru studenți și profesorii visiting. E, toate astea ce au făcut? Au generat un trend ascendent credibilitatea și ascendent financiar. Siguranța. Exact. Pentru a asigura aceste investiții. Însemnând deci practic un credite succesive de vreo 4 milioane de euro. În același timp, din 2010 mai ales, 2011, 12, 13 și anul ăsta, se împlinesc vreo 3-4 ani la rând, trendul de creștere demografică generală a țării, dar în ce ne interesează în bazinul nostru direct de recrutare, absolvenții de liceu, s-a prăbușit extraordinar de mult. Repet, sunt date, cifre, statistice care ne evidențiază că de la 1 milion de studenți la programe de licență în 2009-2010, la nivel național. Iată, la nivel național, în 4 ani, am ajuns la 150.000 de studenți. La anul va fi gaura demografică în România, care înseamnă în mediul academic 100-100 ceva de mii de studenți, mai puțin decât pe vremea lui Ceaușescu. Lucrurile acestea au creat această menghină, deci între investițiile făcute nu pentru că... Venituri și cheltuieli. Exact. Făcute nu pentru că am pariat noi la ruleta rusească, nu pentru că n-am avut inspirație sau n-am avut management financiar. Ar putea unii să spună asta. Nu, au fost prea multe costuri și n-au fost limitate. Dar noi am avut de ales. În momentul când echipa ce mă înconjoară pe analizele făcute, am avut de ales între două variante. De a ne menține într-un status quo care însemna ce se vede acum în urma hotărârii de guvern de acum o lună, de a nu investi, de a nu ne așeza pe standardele de calitate, inclusiv de logistică și infrastructură materială, și de a fi eliminați de pe piață, de acum 2-3-4 ani, era o variantă, așa, fie de a alege varianta dezvoltării și a investiției în educație, dar cu riscurile de rigoare. Am ales calea dezvoltării, a investiției în educație, s-a văzut, se vede, a rămas singura universitate performantă pe calitate, pe standarde din nord-est-sud-est, de la Suceava până pe la Galați, Constanța, nu mai există nicio universitate privată care să funcționeze în asemenea condiții. Practic toate s-au sufocat, au cerut dizolvarea, desființarea, au fost monitorizate, desființate, dar a intervenit o mare, mare problemă de vreo un an jumate generată de acest trend ascendent al investițional al universității noastre, care a adiționat foarte multe datorii. Pe lângă cheltuielile curente, care înseamnă o sumă uriașă pentru bugetul unei universități private, numai cheltuielile de întreținere adiționează vreo 1,5 miliarde pe lună, pe lângă salariile aferente resurselor umane, pe lângă cheltuielile generate de crediturile pe care le-am luat, returnarea ratelor lunare, pe lângă toate aceste cheltuieli care înseamnă a întreține o universitate, repet, pe standarde de calitate, nu ca butic academic, și să nu uităm că noi avem active evaluate la vreo 20-22 de milioane de euro acum în perioadă de criză. E, toate acestea trebuie întreținute prin niște costuri. E, cu tot managementul nostru și cu toate eforturile noastre de a ne plasa pe o linie de plutire din punct de vedere financiar, noi am cerut la începutul anului 2013, ni s-a aprobat de către ANAFORE eșalonarea a datoriilor pe care le avem la bugetul statului, pentru noi astea sunt prioritare, a fi corect cu bugetul statului. Am obținut acele reeșalonări, le-am exercitat și ne-am ținut de ele, ca să spun așa, dar de prin martie, aprilie, mai anul trecut, când efectiv s-a simțit oarecum brutal o scădere drastică a încasărilor, am pierdut reeșalonarea. A început acea presiune uriașă a fiscului, am avut N discuții cu reprezentanții fiscului, am produs dovezi cum că
intrările, resursele, încasările noastre sunt tot mai limitate. Noi, ca să vă dau un indicator în privința asta, dacă la nivel național s-a prăbușit piața academică de la 1 milion de studenți la 100.000 de 150.000 de studenți în 4 ani, la nivelul Universității Petre Andrei, din 2009, când am moștenit vreo 6.500 de studenți, anul ăsta, anul trecut universitar încheiat recent, va însemna pentru noi circa 1.500 de studenți. De ce? Analize sociologice, macrosistemice, făcute de experți, de specialiști, de statisticieni, demograf. Unul, demografia ne-a dus în situația asta, tot sistemul, nu numai la noi. Doi, criza economică, care a generat un nou comportament al consumatorului, inclusiv de educație. Trei, reevaluarea examenelor de bacalaureat în ultimii 3 ani după implementarea legii educației, care înseamnă un lucru bun, dar înseamnă și reșaparea din sistemul preuniversitar a celor care, de la analfabetism până la o calitate precară, n-aveau ce căuta în învățământul superior, și configurarea în atar condiția unui nou profil de absolvent de liceu, care a văzut și anul ăsta și anul trecut, mai ales jumate din absolvenții de liceu nici nu mai doresc să dea examen de bacalaureat, dar mi trebuie să vină la facultate pentru că nu-i mai interesează, nu mai au relevanță, nu mai au piață diplomele lor, nici de bacalaureat, nici de facultate. Ca atare, ar fi putut să facă o nouă reeșalonare? Revenind la problema financiară. Legea e clară aici. Deci eu sunt foarte nuanțat și vreau să fiu foarte bine înțeles. Nu contestăm și n-am contestat niciodată arieratele adunate la bugetul de stat. Pentru că s-au adunat. Au fost perioade când câteva luni n-am putut da nici salariile profesorilor. Eu am un respect extraordinar față de colegii mei profesori care au primit salarii la 2-3 luni și lucrul ăsta se vede din analiza execuției bugetare a Universității Petre Andrei din Iași. Am acordat prioritate până anul trecut, când a intervenit acel blocaj financiar, achitării la bugetul statului, ulterior achitării ratelor la bancă. S-a întâmplat însă un lucru. Noi am avut vara trecută niște discuții cu reprezentanții fiscului și am încercat să găsim niște variante, astfel încât de la începutul anului universitar 2013-2014, după ce se deschide anul universitar până în jur de 10-15 octombrie, prima încasare importantă la noi la universitate, prima e în octombrie, a doua este prin iunie când sunt examenele curente de licență și de dizertație. Deci am încercat să găsim niște formule încât să reanalizăm situația noastră funcție de numărul de studenți care intră la facultate anul trecut universitar și să reconfigurăm relațiile cu bugetul de stat. Ne-am trezit, și aici a fost primul atac cu substanță imobiliară la adresa Universității Petre Andrei din Iași, deci chiar pe 1 octombrie, zi aleasă, 2013, chiar în ziua când se deschideau în toată țara cursurile universitare, la toate universitățile, chiar când îl conduceam după ce ne-a onorat cu prezența domnul președinte a domniței, îl conduceam la ieșirea din universitate și mi-era succes în nou în anul universitar, presa, au venit reprezentanții presei, m-au întrebat ce părere aveți, domnule rector, că ați fost scos la vânzare. Eu? Zic, nu, activele universității. Am urcat în birou, m-am văzut pe site-ul ANAF, cu surprindere, acest anunț de scoatere la vânzare a unor active ale universității. Începând chiar cu cea mai mare clădire a Iașului și a Moldovei. Am dat un telefon domnului director general Ioan Grigoriu, cu care am avut N discuții, și la mine la birou și la domnia sa, și l-am întrebat, director general, v-am trimis o invitație la deschiderea anului de învățământ, așa cum am trimis și altor directori, șef de instituții, cum facem în fiecare an, noi onorăm și suntem onorați de prezența domniilor lor la universitate. Păi, domn profesor, strânjenit, nu, domn profesor, ce s-a întâmplat? Și i-am spus, vă reproșez că trebuia să vorbim. Păi da, trebuia să vorbim. Adică să găsim niște formule instituționale și pe lege, și am considerat că este un atac pe la spate, un pumnal înfipt în spate, fără nicio notificare prealabilă, vă dați seama, chiar pe 1 octombrie, să se scoată la vânzare cu mare tamtam
printr-un ziar clientelar fiscului ieșan, cu deschidere mare pe prima pagină, activele universității. Am constatat după aceea, că după aceea ne-a venit și informarea scrisă din partea ANAF-ului, am constatat după aceea câteva stupizenii, câteva gafe juridice, câteva ilegalități în acea acțiune pe care le-am contestat și la fiscul local și la ANAF. Una, vă dau câteva exemple. În primul rând s-a scos la vânzare sediul Consulatului Republicii Moldova, activa Lupa din Iași, la acolo, fundație, la fundație, care la vremea aceea, până acum o lună, timp de 4 ani, la rugămintea autorităților locale, chiar a domnului primar, l-am cedat cu titlu gratuit statului român, ca la rândul său să fie cedat cu titlu gratuit statului Republicii Moldova, cum au făcut ei în aport cu statul român. Știți foarte bine că președintele Băsescu ne-a mulțumit de enori în public, nu mai zic de alte mulțumiri care le-am primit de la miniștrii de externe, foști, actuali, de la Cristi Diaconescu până la Titus Corlățean, pentru acel serviciu. E, prin statutul său, prin convenția la Viena, activul ăla n-avea voie să fie scos la vânzare pentru că avea un statut de extrateritorialitate. Era în posesia statului Republicii Moldova. O tâmpenie. A doua gafă, mă întreb, chiar n-au juriști aia pe acolo, pe la fisc, a doua gafă, au scos la vânzare, așa, într-o bucurie, așa, într-o efervescență de a demola cel mai mare activ din Iași, cea mai mare clădire a Iașului, cea mai înaltă, după cum bine știu ieșenii și toți din țară știu ce înseamnă acest edificiu, au scos la vânzare, spuneam, și terenul de sub clădire. E, jumătate din teren, vreo 700-800 de metri pătrați, este terenul Consiliului Local Iași. Vă dați seama, idioțenie juridică. Teren ce aparține Consiliului Local Iași, pe care noi îl avem în concesiune pe durata existenței clădirii. Așa, scos și pe acela. L-a scos și pe ăla. Bun, dar nu era proprietate? Nu, Frăsilă. Am contestat chestiile astea. Au revenit așa tacit, fără tam-tam. După care am început demersuri, ca să nu mai spun nivelul de evaluare. Asta este un alt argument al atacurilor brutale și ilegale, zic eu, pentru că vorbesc acum, deși nu-s finanțist, dar m-am specializat în problemele de cod fiscal mai nou, am constatat evaluarea derizorie a activelor universității. Ce se întâmplă? Noi în 2013, la începutul anului, când am solicitat reeșalonarea, am făcut o evaluare și așa cum sunt procedurile codului fiscal, evaluarea a constat într-o stabilire a unor niveluri, prețuri pe active, plecând, așa cum cere legea, de la prețurile stabilite de Camera Notarilor Publici în fiecare an. În decembrie sunt primite pentru anul următor. Adică clădire pe... Nu numai la noi, la apartamente și așa mai departe. Să existe o uniformizare în evaluări. M-am dus la Camera Notarilor Publici, la domnul președinte, mi l-a pus la dispoziție, au venit cei de la FIS la începutul anului 2013, ianuarie, februarie, și au făcut o evaluare pe valoarea de inventar, pe acele prețuri care sunt cele mai mici. Cele mai mici. Repet, codul fiscal prevede foarte clar că atunci când se scoate la vânzare un activ al unei entități economice, se scoate la valoarea pieții, deci la prețul de circulație, cum spun specialiștii, la valoarea pieții, mai ales dacă s-au produs efecte, mutări, modificări semnificative în piață. Or, vreau să vă spun că din 2012-2013 până acum suntem intrăm în al doilea semestru al 2014, am intrat deja, s-au produs nu semnificative mutări, majore în piața imobiliară a Iașului, în zona asta centrală. Suntem la 200 de metri, 100 de metri și ceva de palas. Deci, trebuia ca fisc, înainte de a face demersurile vis-a-vis de activele universității, să facă o nouă evaluare, așa cum cere codul fiscal. Prin expertiză. Încă o precizare a codului fiscal, chiar prima, vis-a-vis de evaluări și vânzări pe piață, nu se scot la vânzare sau nu se începe vânzarea, dimpotrivă, se lasă la urmă, nu se începe vânzarea unui activ, dacă acesta este principalul producător de resurse financiare.
cum este pentru universitatea asta, această clădire. Sediu unde învață noi singurul. Studenți. Mai avem, noi avem active. Ar fi fost posibil să fie o discuție pe celelalte active? Sigur că da. Ar fi fost posibil analize, nu pur și simplu niște invitații acolo la FISC, așa, știți că ar trebui să dați cam atâta, cam atâta. Nu. Noi așteptam, așa cum am spus mai înainte, ca după ce se adiționează prima rată în octombrie 2013 de la studenți, să avem o analiză pe documente și pe registru de casă și pe încasări vis-a-vis de ce potențial financiar va avea Universitatea Petre Andrei în anul universitar 2013-14. Lucrurile astea nu s-au întâmplat. Deci a fost făcută în bătaie de joc, una peste alta. Am constatat ceva uluitor, că acțiunea fiscului, așa cum a fost și este publică, poate să o vadă tot orașul, e făcută nu să îndestuleze bugetul de stat. Fiscul, din știința mea, din cultura mea de cetățean al acestei comunități, este o instituție foarte importantă, care are menirea și trebuie respectată această misiune a fiscului, așa cum e în toate țările, de a aduna arieratele la bugetul statului, dar în condițiile legii, în condiții care nu s-au petrecut în cazul Universității Petre Andrei din Iași. Repet, de a aduna datorii neplătite la bugetul statului, de a crește planul de încasări. Acțiunea cum este făcută și azi, după a treia strigare, știți cum sună? Creditorul principal, după, să zicem, potențiala vânzare a unor active ale Universității Petre Andrei din Iași, nu este fiscul. Deci dacă să spunem pe 7 august, după la a treia strigare, că așa au hotărât-o ei aleatoriu, când se fac licitațiile acestea, că se face a treia, că da. Ajungem și aici. Da. Vine un cumpărător și ei știau care va fi acel cumpărător, UMF-ul, că e un cadou făcut UMF-ului, săracii n-au bani. Revin. Deci dacă pe 7 august, la jumătate din evaluarea pe care a scos-o fiscul la vânzare pe 1 octombrie 2013, de jumătate din evaluarea așa aia derizorie, vine cineva și o cumpără, acel cineva era planificat să fie UMF, o repet, nu se duc banii la bugetul statului, cum am fi dorit noi și noi asta vrem, ci se duc la principalul creditor de la masa credală, care este banca turcă, unde avem noi credite. Deci bancă ce nu vrea să se constituie într-o entitate care să ne execute, dimpotrivă, noi avem contract până în 2022 cu această bancă. Au venit turcii. Angajament de plată? Exact. Avem contract de creditare până în 2022. Au venit turcii să ne întrebe pe ce lume trăim, ce filozofie fiscală este asta. Pentru că banii, ei nu vor banii ăștia. Ei se trezesc în brațe cu 4 milioane de euro, nici măcar cu aia, pe care nu-i doresc acum. Ei îi doresc în rate, cu dobânzile aferente, până în 2022. Ce câștigă fiscul? Ce câștigă fiscul? 1. Fac cadou promis, antamat, din informațiile care le avem. Eu nu sunt organ de anchetă. Vom produce dovezi la DNA și la parchet. Dar fac cadou, îl pun cadou în brață cele mai sărace universități din Iași, UMF, așa, deontologii sistemului, așa, moraliștii sistemului, și prejudicează. Atac brutal. Este cel mai mare tun și jaf imobiliar post-decembrist. Este la adresa celei mai mari universități private care ne-am ridicat prin efort propriu, prin energie proprie, dincolo de conflictele noastre. A fost între noi, prin investițiile noastre, fără niciun leu de la banii publici. Am dat miliarde la bani la statul român. Noi am produs aproape 100.000 de absolvenți în ăștia 25 de ani. Banii, absolvenții ăștia 100.000 care vin din toate județele astea ale Moldovei, vreo 8-10 județe, chiar dacă mai sunt și din alte, de peste munți, din Ardeal, de pe unde vin, au lăsat în comunitățile locale, în anii ăștia, 25 de ani, au lăsat o grămadă de bani în punguța bugetelor locale. Domnule Restor, nimeni nu se gândește la așa ceva. N-a fost o discuție directă cu vreun posibil cumpărător care să acopere și fiscul, întrebare și firescă. Banca, întrebare și dezvoltare și continuarea activității. Foarte corectă și firească. Clădirea asta a fost evaluată la 20 de milioane corect. Ceva vreme în urmă. În 2006. 2007. Da. Atunci când era... Nu mai e de 20 de milioane. Răspund la întrebare pe bucăți. Evaluarea, prețul ăla de care vorbeam, de inventar, de gaj, la care a fost
scoasă la vânzare clădirea aceasta, la 1 octombrie 2013, spuneam că a fost la nivelul prețului stabilit de Camera Notarilor Public cel mai jos. Și ăla e de 6,7 milioane de euro. Atât a zis atunci. A treia strigare, neprezentându-se la prima nimeni, la a doua nimeni, a doua iară a fost făcută înainte de Crăciun cu 2-3 zile, pe 19 decembrie. Tot așa, într-un moment bine ales, ca lumea să nu fie atentă, să plece în concedii, să se facă pe la spate, așa, mișelește. A treia e făcută acum, în miezul verii, lumea a plecat în concediu, să nu băgăm de seamă, acțiunea făcută vineri la ora 4 fără ceva, să n-ai timp să te miști vineri, sâmbătă, duminică, să afli din ziare, gândită foarte bine și tehnic de către funcționarii fiscului. E, revin. Deci, după acea evaluare, culmea fiscului, repet, cea mai joasă pe care ei au făcut-o până anul acesta, noi am mai făcut niște evaluări pentru că am intrat în tratative. Și ajung la un capitol imediat. Asta e foarte important, ce spuneți acum. Da. Cu diferiți parteneri. Pentru că noi, evaluarea noastră la nivelul universității a fost următoarea. Având în vedere trendul demografic, în primul rând, nu instituțional, al pieței academice, și având în vedere potențialul și activele pe care le avem, am spus, domnule, nu putem să scăpăm de arieratele de la bugetul statului, că astea sunt presante. Cu banca avem o relație contractuală de 10 ani, cu resursa umană, profesorii vin, își fac corect orele, cursurile, examenele, le mulțumesc ori de câte ori public pentru această înțelegere a situației. Chiar vin personalități, profesori, oameni de știință, de cultură, azot, la noi vin sute pe an, niște făcut, nume care onorează Iașul, nu numai universitatea noastră. De nivel public chiar, ce să mai vorbim? Asta e în alt capitol al invidiei sociale publice. Revin. Am cerut o reevaluare a activelor pentru că am zis, domnule, radical problema noastră financiară nu o putem rezolva decât să tranzacționăm din aceste active. Noi avem, sigur, ca să... cum bine știți, locații în care putem să ne desfășurăm activitatea în condiții normale la actualul număr de studenți, mai ales că până în 2016 Aracis ne-a dat grad de încredere pentru funcționare. Până în 2016 avem timp să ne restartăm, să ne rebrandurim, să ne locăm, să ne reorganizăm prin diferite formule legale și instituționale. Și cu cât mai mulți bani, să spunem corect, să puteți plăti tot ce exact însemna datorii și la stat și la bancă. Ca atare, am solicitat încă 3 evaluări făcute de experți cu notorietate și profesionalitate. O evaluare a fost de 14,5 milioane de euro la prețul pieței. Aici intră nu numai clădirea în sine, la roșu, inventarul ei, ci piața în care suntem fixați, amplasarea și afacerea. Ce aduce Iașului, zonei și Iașului această instituție academică în care se mișcă chiar 1.500 de studenți, chiar dacă nu mai sunt 6.500. Pe indicatori legal stabiliți de anevar, avem o evaluare de 14 milioane jumate, încă una de 12 milioane jumate. Deci, cum să vă spun eu, mai este una din informațiile noastre făcute de o firmă de consultanță, Dal Consulting, cu care a lucrat UMF-ul de anul trecut, de prin mai, când am început care să negociez. Care a avut o intenție de discuție, da, directă cu universitatea. Revin, că e un capitol special. Da. Și care, din câte știm noi din insideri, ar fi undeva la 10,7 milioane de euro. Inclusiv din discuțiile care le-am avut. Era rezonabilă dacă aici ar fi. Rezonabilă. Inclusiv din discuțiile care le-am avut cu domnul rector de la UMF, Iași. E, niciuna din aceste variante n-a fost luată în calcul de FIS. Mai mult. După ce au făcut acel atac brutal la adresa patrimoniului nostru pe 1 octombrie 2013, am început să bat drumurile, să mă adresez conducerea ANAF, conducerii Ministerului Finanțelor, indiferent cine au fost acolo miniștri, cine au fost miniștri și președinți, vicepreședinți, culmea. Am fost înțeles și culmea. Mi s-a spus textual, domnul rector, noi nu suntem o instituție care distrugem universități. Noi avem nevoie de universități, mai ales că dumneavoastră ne-am uitat pe site-uri, este cea mai credibilă și mai puternică privată. Sunteți un contributor important la bugetul statului. Ca atare, au deschis oamenii la București și în biroul Ministrului Finanțelor și la biroul conducerea ANAF-ului. S-a deschis codul fiscal cu legea în față. Și le-am spus, domnule, noi nu ne constituim în evazioniști.
Universitatea Petre Andrei este un contribuabil important de 24 de ani, intrăm în al 25-lea, al țării, nu numai al Iașului. Vrem să găsim o soluție, ținând cont de specificul nostru, de funcționarea noastră, că avem o legislație specifică. Noi nu putem, când apare un blocaj financiar, să ne rebranduim de pe o zi pe alta, am un butic, am un aprozar, nu mai vând cartofi, vând morcovi. Nu mai vând papetărie, vând numai hârtie igienică, că asta e piața. Că românul trăiește mai bine, consumă mai mult și digeră mai bine. Ca atare, am fost foarte bine înțeleși, chiar am documente pe care le voi pune la dispoziția DNA-ului și a parchetului general, o corespondență foarte ok, profesionistă, pe lege, din care ce rezultă? Însăși conducerea ANAF a atras atenția conducerii fiscului Ieșan. Dom'le, noi nu vrem să omorâm contribuabilul. Și cu codul fiscal, din codul fiscal, li s-a atras atenția că nu în maniera asta trebuia să procedeze vis-a-vis de lichidarea datoriilor arieratelor la bugetul de sat a Universității Petre Andrei din Iași. S-au făcut că nici nu înțeleg așa ceva și tot așa, pe la spate, pe 19 decembrie ne trezim că este scoasă la vânzare a două oară clădirea asta. La jumătate din preț, la un sfert din preț. Adică au plecat de la 6 milioane și au... Jumate s-a dat jos 25%. Am înțeles. Înainte cu 2-3 zile de Crăciun, când lumea nu e atentă, când se pot face toate combinațiile posibile între diferiți combinatori și samsari imobiliari, din păcate în categoria asta mai nou au intrat și unii cu pretenții elitiste academice. Bun, nu s-a prezentat. Dar nu cumpără pentru persoană fizică, domnul rector. Mă întreb. Domnul Frăsiră, aici sunt unii... Adică care ar fi aici balanța? Ajung. Da. Nu uit. Deschid paranteze, dar vreau să le clarific pe toate. Da. Bun, depășim momentul acela, începem din ianuarie, încep iar să merg pe la instanțele de resort, să rog să ni se aprobe o nouă conform codului fiscal. Ce am cerut de la început? O evaluare nouă, funcție de piață. Deci după 2 ani de la deschiderea Palasului în vara lui 2012, am considerat, eu sunt nespecialist, dar ca cetățean care mă miș prin târgul ăsta, ca om care sunt la 100 de metri de Palas, clădirea asta, am constatat și toată lumea zice, care vine pe aici prin Iași, prin universitate, că a crescut utilitatea, importanța zonei. Vecinătatea asta, practic, suntem integrați și noi în această... Și altor constructori din zonă, exact. Apropiate nu numai palasului. Noi. Nu numai noi. Și-am cerut, normal, cum prevede codul de procedură fiscală, o nouă evaluare din partea fiscului. Vreau să spun că niciun fel de atenție nu ne-au dat. De-abia înainte de Paști, cu 2-3 zile, s-a prezentat o doamnă, îi dau numele, pentru că este notorie în Iași, pentru că am înțeles că este evaluatoarea de servicii a fiscului, a unor bănci, soțul ei chiar a Consiliului Local, doamna Avramia Teodora Chiteală, care a venit destul de deranjată de faptul că a fost determinată de fisc, are un contract de evaluator cu fiscul, e un fel de angajată a fiscului, așa, și i-am pus la dispoziție niște documente. La câteva zile, nu știu dacă a trecut o săptămână, a prezentat un raport și vreau, domnul Frăsilă, ca om al Iașului, să produceți așa o cifră. Cam cât credeți că a evaluat doamna Avramia Chiteală Teodora clădirea asta? Cea mai mare din Moldova. A spus, deci suma e la nivelul 6 milioane alea inițial? Nu, spuneți dumneavoastră. Sau mai puțin? Spuneți un scor. Nu știu, dacă 6 milioane nu înseamnă că a spus 4, a spus 3. 4 milioane. Dar de ce? Putea să crească la 8 dacă... Nu, apropo, de ce spuneați mai înainte? Domnul Frăsilă, pentru mine ăla a fost argumentul și mi s-au aprins toate ledurile că această instituție n-are niciun fel de respect față de investitorii și de oamenii care au făcut ceva pentru comunitatea asta. Din potrivă. Sunt puși numai să distrugă, să omoare... agentul economic sau entitățile instituționale, cum este și universitatea asta, lovind în activele lor, în patrimoniile lor, care le-au făcut să ventileze, să circule, cum spuneam, de 24 de ani în această universitate, aproape 100.000 de studenți,
care au lăsat o grămadă de bani la bugetul statului. 4 milioane de euro, cea mai mare clădire a Iașului, este strigător la cer. Erau explicația că puneau 8 sau 10 ca să-și recupereze toți banii și să mai rămână și universitatea. Mai ales că am înțeles că au deja un cumpărător care e de bună credință. Nu? Domnul frăsilă, dumneavoastră puneți întrebările astea ca un mediator, ca un... Sunt și mediator, dar nu prea profesez, am doar o pancartă pe coloană. Mediator media, așa, moderator media, ca un manager media, de bun simț și care gândiți normal. E o logică și aici, pentru că s-a dorit ca această nouă evaluare să aibă efecte mai târziu. Și am constatat că a fost gândită această evaluare. Bun, am avut multe discuții și cu oameni din fisc pe care îi cunosc de ani de zile și cu oameni din comunitatea ieșană care sunt specialiști și am cerut concursul acestora, unde nu mă pricep, am obiceiul să întreb finanțiști, economiști, juriști, m-am consultat, au rămas stupefiați toți. Vreau să spun că am făcut o plângere penală pe care am depus-o la parchetul general. Până am depus-o la procurorul general, vreau să vă spun că ea acum este procesată aici la Iași. Vreau să vă spun că am întâlnit întâmplător cu unii procurori din parchetul general și eram cu plângerea în mână și pur și simplu am întrebat, cum apreciați? Credeți că e inoportună, e deplasată această plângere? După ce au citit-o, au rămas stupefiați. Mulți dintre ei știau Petre Andrei, știau clădirea, știau anvergura ei. Asta e o clădire cu amprentă la sol de 1600 de metri pătrați, în Buricul Iașului, zona 000. Este o clădire care are 10.000 de metri pătrați construiți. Pe 13 etaje. 13 etaje, cea mai înaltă din Iași. Și din care 8.000 utili. Orice calcul ai face, numai dacă ești tendențios și răuvoitor, cum a fost doamna Chiteală, nu te duce la prețul ăsta. Doamna ce a făcut? Și am enumerat în plângerea penală toate aceste ilegalități, pentru că m-am consultat cu evaluatori și ne-am adresat și ANEVAR-ului. Deci, compară prețuri de închiriere și de cumpărare din zona centrală, unde este universitatea asta, cu prețuri din Păcurari, din Oancea, din Podul Roș, de la periferie Iașului. A făcut copy-paste din niște rapoarte mai vechi, din 2013, în care spune că nu sunt modificări în piață, când piața, în Iași, aici, prin Palace, s-a modificat substanțial. Oricum, una peste alta, că nu vreau să o fac mare vedetă a Iașului, va răspunde în fața anchetatorilor și a ANEVAR-ului, unde i-am contestat orice deontologie, calități deontologice și morale și profesionale dinăuntru sistemului de evaluatori, pentru că așa ceva, o asemenea malversațiune, nu credeam că să putem întâlni. Bun, ea are o relație de prietenie, câte am înțeles, cu doamna Liliana Scriitorul, cea care execută pe oricine în Iași, financiar vorbind. Această evaluare, spuneam, mizerabilă, urma să-și vadă efectele. Pe 25 s-a produs a treia strigare din partea fiscului, după ce am produs documente că Universitatea Petre Andrei din Iași negociază cu diferiți parteneri, posibil cumpărători. 25 iulie. Noi am produs dovezi, argumente, că până în jur de 15-20 septembrie 2014 vom găsi un partener astfel încât să realizăm tranzacția. La prețuri de 10, 11... Care să achite integral toate datoriile și să asigure funcționarea normală, restartăm activitatea universității, scăpăm de toate datoriile, dar în primul rând, încă o dată spun, miza noastră și obligația noastră legală pe care ne asumăm este ca această tranzacție să se finalizeze la un preț și în primul rând să fie satisfăcut bugetul de stat. Sigur, nu banca privată. Și vechimea profesorilor care exact. Și plătesc impozitile. Lucrul acesta, deși am produs documente, lucrul acesta nu s-a realizat. Dimpotrivă, am înțeles așa, tacit, că ar exista acest orizont de speranță. Am grăbit, am angajat o agenție imobiliară specializată cu un portofoliu
în negocieri și tranzacții pe piața imobiliară. Au avut și ei vreo 3-4 clienți. Am avut și noi. M-a căutat un francez care la începutul lui septembrie, nu știu dacă mai vine în condițiile astea, să ofere, chiar oferea. Mi-a și spus, domnul rector, aveți, văd că rapoarte de evaluare la 14, 12, 10 milioane. Ați acceptat cu cel mai jos să vindeți? Da, dar nu mai jos. Cu Marea Britanie negociem cu un consorțiu, cu o universitate de acolo. Chiar cu într-o idee de parteneriat academic, nu numai simplă tranzacție. Toate aceste chestiuni care sunt înscrise în codul fiscal, care dovedesc că dacă agentul economic sau instituția care are arierate la bugetul de stat are pe rol tranzacții directe, trebuie să fie lăsată să și le ducă la capăt. Repet încă o dată. Practic trebuia amânat termenul, sau mă rog, exact. Stagnat. Tocmai pentru ca să fie satisfăcut statul. Aici, una peste alta, ca să nu mai tot îndulcim, statul este prejudiciat de o sumă importantă pentru că așa cum a fost scoasă la vânzare a treia oară pe 25 august, vinerea, ca sâmbătă, duminică, să nu mai fost iulie. La jumătate din evaluarea aia derizorie. Deci, la ora asta, pe activul acesta, fiscul solicită 15, ceva milioane de lei. Deci 3 milioane de euro. Banii știți unde se duc? Dacă se duceau la fiș și scăpam de datorie, spuneam da. E, am scăpat de o mare problemă, de acum cu banca o reglăm, ne restartăm. Nu, banii se duc la banca turcă. Să nu credeți că turcii sunt în complicitate cu fiscul. Eu cred că sunt bucuroși, dar nu știu dacă... Turcii nu agrează blaturi de-astea pe piață. Sunt o bancă serioasă. Sunt a doua bancă din Turcia și una dintre cele mai mari din Europa, care funcționează pe piața europeană. Aici deschid și poate închid cu asta discuția deocamdată, că va fi fierbinte, pentru că, repet, demersurile noastre se vor osocoli prin sesizarea la DNA și la parchet a acestei malversațiuni care se constituie, repet, în cel mai mare jaf imobiliar de după Revoluție. Cadoul acesta a fost făcut de fapt unui cumpărător. Cumpărătorul ăla are un nume, o instituție. Sau o persoană. Universitatea de Medicină și de Farmacie Iași. De ce spun lucrul ăsta? Anul trecut, după ce am evaluat situația, am constatat că cea mai bună variantă este de a tranzacționa aceste active ale universității. Dar fiind niște active cu dedicație construite pentru o universitate, m-am îndreptat, având în vedere expunerile media ale Universității de Medicină și Farmacie, o universitate puternică, cu mulți studenți străini, cu mii studenți străini, cu venituri proprii de câteva zeci de milioane de euro, cu un proiect investițional pe care am văzut că vor să-l deruleze, care însemna inclusiv un sediu, deci o construcție care să însemne spații de învățământ, instrucție, educație. Numai bun, am considerat că este acest spațiu, aveam și am discutat mai multe variante de tranzacționare. Ați avut discuții cu dumneavoastră Răstoaie, cu domnul rector. Din mai până pe 15 septembrie 2013, aproape săptămânal, mai ales la domnia sa în birou. Domnia sa a fost foarte încântat, împreună cu doamna director general administrativ Daniela Drugoș, foarte încântați, nu numai că au fost discuții de astea la o cafea, concrete, punctuale. Domnia sa mi-a propus, băi, dorule, băi, omule, hai, domnule, să facem nu o simplă tranzacție financiară, hai să facem un proiect academic. Uite, l-am discutat cu aia de la CUZ, aia cu coada sus, n-ai ce negocia cu el, vreau să fac o mega universitate. Uite, cu tine putem face. Voi sunteți buni, toate programele acreditate, sunteți dinamici, o expunere mediatică excepțională, avem programe compatibile, psihologia cu psihologia medicală, asistența socială cu asistența medicală, dreptul cu deontologia medicală și legislația medicină, hai să facem un consorțiu, o fuziune, o parteneriat, o vedea cum îi spune, o universitate de științe medicale și științe sociale. I-a găsit. Ideile aparțineau domnului Astea Răsoaie. Nu le-am finisat. Bineînțeles că nu poți, că i-am spus domnul rector, Vasile, aici trebuie să se pronunțe legea. Că o fuziune înseamnă niște articole de lege, un consorț înseamnă iarăși alte articole de lege și așa mai departe. Așa s-au dus discuțiile. Înainte de vacanța de vară din 2013, am forțat puțin nota și am spus, zic, domnule, dacă eu până pe 1 octombrie, eu am fost corect. Eu am fost onest. Și eu predau etică și deontologie profesională, dar nu numai cu vorbesc și o predau la studenți, dar eu și practic cât mai mult în viața cotidiană.
Deci, hai să vedem ce facem, pentru că vine vara și după aia eu vreau ca la 1 octombrie să știu încotro o iau. Cred că și tu vrei la fel, da? Și noi, dar am vrea, dacă se poate, să intrăm, pentru că am nevoie, am un mare deficit de spații universitare, pentru că am mai mulți studenți decât aveam până acum 2-3 ani. N-am spații de învățământ. Ok. S-a constituit o comisie a Senatului UMF, formată din 4 oameni, hotărârea Senatului UMF, comisie de negociere, în oglindă am făcut și eu la fel. Senatul nostru, comisie de negociere, 4 oameni colo, 4 dincoace, fără ca noi rectorii să fim în acea comisie, în acele comisii. 2. S-a constituit un traseu, un calendar, tot ce vă zic eu sunt într-o mapă de hârtii scrise, ștampilate, de corespondență, nu-ți povește acum de vară. Deci s-a constituit un calendar, s-a elaborat un calendar de negociere. De Sfânta Maria pe 14 august, lumea, cei patru au venit din vacanță și au stat 4 ore la OMF cu actele pe masă să vadă aspectele juridice. A doua întâlnire, 2 septembrie, vizită la fața locului Universitatea Petre Andrei din Iași. I-am așteptat, eu n-am intrat în, nu făceam parte din comisie, la plecare au spus, doamne, foarte încântați, cu tare, cu tare, ne mutăm până pe 1 octombrie, chiar e foarte facil, pentru că e o construcție cu destinație universitară. Urma să se întâmple ultima întâlnire din calendarul de comun acord aprobat în cele două senate, pe 17 septembrie se facă tranzacție. Pe 15 mă duc la domnul Astărăstaie și îi spun, Vasile, ce facem poimine? Că dacă nu semnăm, eu pe 1 octombrie fiscul probabil mă va deranja, 1, 10, și vreau să știu pe ce mă bazez financiar. A, stai liniștit, că chiar dacă nu, oricum nu vin banii până la 1 octombrie, mai durează, că uite, trebuie să fac cerere pentru rectificarea bugetară, să-mi dea filă de buget. Cine o aprobă, întreb eu? Păi, domnul ministru Costoiu, domnul ministru Liviu Voina de la buget, domnul Chițoiu, ministrul finanțelor și așa mai departe. Mai durează o lună, două, trei, dar cu facem un antecontract, nu te neliniști. Facem, spun amănuntele astea pentru că aici e un aspect moral foarte important al problemei. Foarte important. Deci suntem în septembrie 2013, pe 15, pe 17 trebuia să semnăm tranzacția. Nu că n-am avut încredere. M-am dus pe firul apei. M-am dus la domnul ministru Costoiu, i-am prezentat proiectul, foarte încântat, foarte cooperat. Da, domnule, eu dăm exemplu pe sistem, un parteneriat, stat, privat. Domnule, faceți o universitate, e foarte ok. Vă sprijin. Domnul Liviu Voina la fel, domnul Chițoiu la fel. Toate ok-urile, mai ales că erau bani venituri proprii la OMF, nu era de greva bugetul de stat. Mă întorc, îi spun. Așa cum pe 17 nu m-a sunat Barack Obama să semnăm un tratat de strategic cu Statele Unite ale Americii, noi cei de la Petre Andrei, așa toate telefoanele închise din momentul acela, pe data de 1 a intervenit brutal, deci fără să fim anunțați, acel comunicat de scoatere de la vânzare a activelor. Acum, nu mai zic și nu vreau să fiu malițios, o să produc informații care... Poate e o relație cumva pe la frăsilă, spate. Eu nu sunt organ de anchetă. Le voi introduce în toate plângerile pe care le vom depune și la parchet și la DNA. Toate informațiile, eu nu sunt organ de anchetă, toate informațiile le voi procesa și le voi prezenta. Sper să devină și probe. În ultima parte a lunii septembrie s-au întețit relațiile, întâlnirile conducerii UMF-ului cu reprezentanții fiscului, întâlniri care, bineînțeles că n-au însemnat numai să discute despre prosperitatea Iașului sau mai știu eu ce alte chestiuni. Au aprobat cumpărarea în Senatul? Deci, că nu, așa trebuie niște decizii. Bineînțeles că au aprobat cumpărarea în Senatul Universității și rapoartele lor de evaluare, care probabil vor fi produse, vor fi cerute ca să stea probă, inclusiv ei. Au un raport de evaluare a firmei de consultanță de care vorbeam, care nu coboară prețul de vânzare și de achiziție din partea lor sub 10 milioane de euro. Repet, discuția vis-a-vis de UMF nu o duc în registru legal, că ei, teoretic, aparent, vezi, doamne, deontologii Iașului, sunt cumpărători de bună credință. Ușor să spună că au făcut economie, că au făcut tranzacția. Da, sigur. Ei nu cheltuie banii UMF-ului. Da, cum să nu, sigur că de da. De ce se dea 10 milioane? Dea numai 4. Exact, e grija banului public. S-a dovedit în celelalte dosare penale. Problema este alta, că
Argumentul este foarte clar, pentru că în interiorul bordurilor lor CA Senat s-a reluat această temă după 1 octombrie. Uite, domnule, cumpărăm la 4 milioane, la 3 milioane ceva, clădirea mare a universității. Iar argumentul suprem este că la 3 zile după 25, când s-a publicat a treia strigare, acum 10 zile, pe 29 iulie, în plină vacanță, în plin concediu, s-a convocat Senatul UMF. Zile, 2-3 zile. Senatul UMF s-a convocat în sesiune extraordinară. Bun, au fost 16 puncte la ordinea de zi, al 16-lea la diverse, se aprobă participarea UMF Iași la licitația organizată de Fisc Iași pentru achiziționarea sediului din strada Ghica Vodă 13 la un preț de 16,5 milioane de roni, adică să acopere, adică 3 milioane să de acopere suma cerută de fisc. Ce argumente mai vreți? Ce pot eu crede? Ce crede lumea în Iași? Pentru că au fost oameni care de bună credință, care se întreabă și mă întreabă și acum. Cum puteți sta impasibil, domnul profesor, domnul rector, la asemenea jaf la drumul mare? Pe un activ evaluat cel puțin la 10, inclusiv de ei, la UMF, la 10,7. E un cadou făcut. În condițiile în care noi aveam pe rol tranzacții cu vreo 3-4 parteneri posibili de la 10 milioane de euro în sus. În urma căror tranzacții lichidam datoriile la bugetul statului în primul rând. Ori așa, la ora aceasta, acești bani se vor duce la bancă. Ce va face fiscul după aia în reaua lui credință la Iași, dacă nu o să-i oprească instituțiile statului, vor începe să rostogolească scoaterea la vânzare și altor active imobiliare. Da, pentru că n-au acoperit toate... Ceea ce este un atac brutal la adresa funcționării unei universități private, dar, prin legea de înființare, de utilitate publică, partea Sistemului Național de Învățământ. Se poate spune că zicala aceea, ferește-mă, Doamne, de dușmani, de prieteni, de dușmani mă feresc singur. Până la urmă, relația între rectori la nivelul Iașului a stat totdeauna alături de domnul rector de la UMF. De mine m-a caracterizat și mă caracterizează întotdeauna comportamentul academic, valorile academice, solidaritatea academică. Am respectat și respect întotdeauna pe toți colegii mei de la stat și eu am studiat și am făcut studiile toate, inclusiv doctoratul la CUZA. Nu credeam vreodată și nimeni nu poate să înțeleagă, sunt oameni a Iașului, personalități care se întreabă cum poate cineva să aibă acest comportament în spațiul academic. Poate fi și o, mă rog, o situație... Asta și una peste alta, noi vom produce argumente că a fost o acțiune făcută încălcându-se articole din legea codului fiscal, de procedură fiscală, care atentează la patrimoniul și activele Universității Petre Andrei din Iași, care, repet, nu poate, universitățile private prin legea educației nu pot fi înființate decât în anumite condiții de fondatori care sunt persoane juridice, asociații, fundații, culte profesionale, confesionale și numai aceștia sau și ministerul pot iniția cu trecerea prin Parlament a unei legi de desființare a unei universități. Dar nu se trezește fiscul să își aroge și prerogativa de a desfința o universitate răzându-i patrimoniul care asigură funcționarea. Nu v-ați și gândit că poate a stârnit invidie și pe dinamica dumneavoastră ca om și a echipei pe care, care a depășit cumva inclusiv nivelul universității. CUZA, spun cu respect, așa, pentru că acolo nu s-au întâmplat atât de multe lucruri cât s-a întâmplat în privat. Este și acest aspect simbolic. Și poate se bucură cineva de rău unui om care s-a ridicat prea sus. De ce nu? Da, sunt. Este proiectul, am spus-o de atâtea ori, proiectul vieții mele post-revoluționare al colegilor mei. Ne-am dedicat toate energiile, am renunțat la catedrele liniștite și, cum să vă spun eu, care asigurau garanția unei profesionalizări la stat. Ne-am hazardat în acest proiect în mediul privat, foarte nesigur, foarte labil. Am produs și inteligență, și creativitate, și acest patrimoniu, exclusiv prin munca noastră, și nu acceptăm și nu vom accepta ca nimeni, chiar dacă se erigează reprezentanța unor instituții a statului, să atenteze la acest patrimoniu, încălcăm brutal legea.
Vă mulțumesc și, și eu vă mulțumesc. Pumnii să învingeți atât vom mai ca discuta om, pe tema asta, ca vara echipă, asta, cât și ca... Vara asta nu dorm. Deci ați mai fost discuta. Câțiva ani în urmă în care n-ați dormit și eu care am trecut în egală măsură prin niște situații limită, știu că astea n-au niciun efect benefic nici asupra sănătății, nici asupra înțelegerii colegilor, echipei, vechimii, cărților de muncă, adică sunt foarte iar multe lucruri de ultima grele pentru patele apropo de ultima de întrebare pe care a spus-o, n-avem noi timp acum să epuizăm subiectul acesta, vom discuta altă dată. Invidiile acestea duc în niște direcții foarte precise, unde niște butoane au apăsat pe ok-ul vis-a-vis de aceste acțiuni. Cu atât mai mult cu cât am constatat cu stupefacție că această acțiune ultima a fiscului are două semnături din partea două funcționare cu rang mediu în ierarhia fiscului regional ieșean și nu sunt semnate de șefii acestor instituții. Da, subiect care cu siguranță va ocupa și ziarele și televiziunile în perioada următoare, cu atât mai mult dar cu cât în final, de 7 august. În final, că ne urmărește multă lume în toată Moldova, Universitatea Petre Andrei și nicio altă universitate trebuie nu spus asta pentru studenții nu, care... Nu înseamnă ziduri. Universitatea Petre Andrei din Iași nu înseamnă ziduri. O universitate înseamnă spirit, înseamnă resursă umană, profesori competenți și studenți care au încredere în acele programe care toate sunt acreditate. Avem capacitatea de relocare, dacă va fi și cazul. De înscrieri și de reașezare așezare, de cursuri. Caută și... câteva universități care vor să intre în parteneriate cu noi. Deci, din punctul ăsta de vedere, mesajul final ăsta este. Universitatea Petre Andrei merge mai departe și vom gestiona această situație apărută în această vară pe lege. Tunul imobiliar asupra Universității Petre Andrei din Iași, clădirii Universității Petre Clădirilor. Petru Vasile, vă mulțumesc, domnule rector, vă țin pumnii și lunga vara fierbinte va fi, de fapt, pentru dumneavoastră și echipa dumneavoastră o formă de apărare și de echilibru și de înscrieri pentru universitate și de supraviețuire. Vă doresc toate acestea la un loc și să învingeți cum ați mai învins odată și am vorbit multă vreme pe această temă. Mulțumesc! Stimați telespectatori, a fost domnul profesor universitar dr. Doru Tompea. Ne oprim aici pentru moment, publicitate, și o să revenim în direct. Ne ducem în lumea medicală, tot vorbeam mai înainte și despre instituții medicale. Vorbim despre actul medical în sine în minutele care vor urma după publicitate. Petru Fasilă, vă mulțumesc pentru atenție. Revenim, Telemoldova de la Iași, cele bune, un gând bun.